Am avut o firmă, încă o mai am, nu merge foarte bine, adică, din păcate, probabil dacă făceam și facultatea de management aici, aș fi fost un om de succes, un om de afaceri de succes. Așa m-am învățat decât informatică și n-am putut să ies, mă descurc singur cu propria companie. Dar proiecte există, pot să lucrez și la ele, uneori în weekend, altfel chiar în timpul de la un program de la servici. Da, ne ținem, avem voie cu laptopurile personale, avem, deci mai sunt foarte relaxat. Câte lume să faci treaba acolo, nu te întreabă nimeni ce faci în restul timpului. Dacă ești destul de capabil să faci treaba care o ai de făcut într-o oră pe zi și restul 7 ore să faci ce vrei tu, altceva, tu ești liber să faci. Iarăși, când am plecat din Ploiești, din București, să mă angajez la această companie, citeam din ziare despre faptul că companiile mari se strâmbesc să facă angajat, să simtă bine, și spuneam, what bullshit, nu e nimic real, asta e devenit în ziare și nu e adevărat. Primul impact pe care am avut la interviu a fost faptul că m-am uitat în clădire și am trecut lângă sala de ping-pong. Din păcate, din motive de spațiu, nu mai avem sala de ping-pong în momentul acesta în companie, se va reînființa. Dar la fel, sunt companii mari care au sala de ping-pong, sala de fitness. Și credeți-mă că în momentul în care 4-5 ore de stat în codul și programare, se duci și o jumătate de oră sau o oră ping-pong, în mod sigur poți mai face încă 2-3 ore, dacă nu, randamentul oricum scade. Deci știu ei ce fac și de ce fac să se simt bine la muncă. Cam asta cred că mi-a ajuns, eu oricum o să mai revin cu obiectare la roboți. Mai am o întrebare. Ai câștigat experiență pentru că ai învățat să duci un document de acolo acolo, ai învățat să interacționezi cu colegii, ai învățat anumite chestii care nu... Asta vor de fapt în vor experiență. Una e când iau un proaspăt absolvent de facultate și eu am lucrat și din avântim, am lucrat și cu oameni și știu ce înseamnă și partea aceasta. Una e când îl iei și nu are absolut nimic, ai rătăcit în firmă și una e faptul că ai lucrat o lună, două, trei, șase luni de zile într-o companie. Indiferent că n-ai fost momentul de activitate, te ajută să vezi ce se întâmplă într-o companie, să faci imaginea, să vezi ce se întâmplă acolo, ce înseamnă un deadline, ce înseamnă, indiferent, ai avut deadline în care marfa, de acolo, acolo. A fost un deadline, știi, a trebuit să o faci. Adică, nu știu, să zic, îți nu e responsabilitate, deci ai, nu poți să n-ai învățat nimic ca niciodată. Eu, practic, învăț în orice ce fac în fiecare zi, orice proiecte am, chiar dacă nu au nicio legătură cu informatica, totdeauna înveți ceva. Deci, în primul rând, asta contează, când vor experiență. Vor și experiență tehnică, îți dă o testare, de exemplu, la mine în companie, să dă o testare și vede ce știi, dar vor să vadă și că știi să reacționezi cu oamenii, știi să le vorbești, știi să... nu știu, deci înțelegi.